Bună ziua și bine v-am găsit astăzi, după ce vremea s-a mai încălzit, am avut și câteva zile cu temperaturi negative. Atunci eu am strâns coloniile, cum v-am arătat, dar acum o să le extind, deci după ce le-am strâns, le voi extinde. Am venit să vă arăt și o altă colonie și cum o pregătesc eu pe aceasta. Iată cum arată această colonie. Ea este o mătcuță neagră și să vedem cum se extinde. Ramele de după diafragmă. Când am strâns, am pus diafragmă în ambele părți. Vă zic eu că ajută pe timp rece și dacă avem loc în ladă, ajută. Iată, aici am decăpăcit această ramă, descăpăcit data trecută, Albina a cărat-o-t. E foarte bine. Aceste rame vor veni lângă puiet, dar nu acum. Nu acum, ci o să mai dureze un pic până când voi folosi și aceste rame goale. Iată, aici mai e și un pic de miere. Acum, ca să îi dăm curaj la mătcuță, să mai anunțe încă vreo câteva zile de frig. Da, chestia este că a eclozat puiet în săptămâna asta, cât le-am ținut eu strânsă, a eclozat puiet. Și când eclozează puiet, să vă arăt, mănâncă diafragma, iată. Iată, o mănâncă. Aici e mâncat acum, de curând, ca să-și facă loc. Nu le-a plăcut lor această strâmtorare prea tare, da? Acum lărgim din nou și cum face? În funcție de unde se află puietul și cât puiet se află, adăugăm rame. Această colonie n-am mai filmat-o de anul trecut. Iată, are puietul aici, foarte frumos. Mă uit să văd larve, ouă. Deci ea s-a dezvoltat exact cum trebuie. Așa. Acum nu știu să iau ramă cu ramă. Eu nu iau ramă cu ramă în perioada asta, dar mai scot una din mijloc să vă arăt. Ia să vedem. Iată și aici, foarte frumos, aici ai clozat puietul și a luat la loc. Uite, așa frumos. Acum Albina aduce polen. Asta e o ramă din mijloc. Mă interesează a doua ramă, aceasta de aici. A doua ramă de la dreapta la stânga, cum privesc eu, adică de cum mă uit eu. Așa, ia să vedem ce avem noi aici. Deci am făcut un împachetaj bilateral. Ia. Și acum îi las încă în împachetajul ăsta. Iată și aici avem puiuți. Să vedem, am mai luat matca aici. Mai este ceva. Larve. Și pe ultima ramă de aici aduce polen. Să vă arăt. Deci rama asta e cu polen.
aici aduce pol. Are spațiu. Și o să tot aducă ea polen acolo. Bun. Am să-i las diafragma. Așa. Lăsăm diafragma și iată ce aduce. Aducem o ramă cu mâncare. O așteptăm un pic. Așa, o zgâriem așa un pic. Nu foarte tare, cât să îi dea un imbold. Nu îi dăm nici prea tare, că să nu aibă un miros prea puternic și să facem și furtișa, că se poate întâmpla. Așa. În 2 săptămâni nu mai avem treabă după treaba ce fac eu acum. În 2 săptămâni nu mai avem treabă cu coloniile respective, fiindcă asta am făcut. Asta e a 3-a zi de când lucrez la ei. Obosesc și nu pot lucra chiar în continuu. Așa. Deci aici îi punem o ramă cu mâncare. Pe ăsta are puiet. Pe ultima ramă are puiuți. Și mai aducem o astfel de ramă. Iată aici. Deci oare câtă miere i-am dat eu lui? 2-3 kg așa i-am dat. Poate chiar mai. Și tot așa ușor, cât să-i dau de înțeles că e de luat. De aici. Apoi vede ea ce face cu ea. Deci peste 2 săptămâni vedem. Dăm o ramă goală, una cu miere, în funcție de cum cere situația. Adică și timpul, dar acum știu că au nevoie de mâncare. Proteină nu mai au nevoie, fiindcă aduc polen. Așa, băgăm aici. Deci dăm mâncare, de fapt. Dăm mâncare la albinuță să mănânce. Bun, acum apropiem diafragma. Așa. Vedem ce rame băgăm, când băgăm, dacă băgăm sau poate dăm direct foi, încă nu se știe cum va fi vremea. Nu știm ce vreme va fi. Ce mai fac eu în perioada asta? Ceea ce mi-a plăcut foarte tare anul trecut și coloniile arată binișor. O să-i fac următoarea lucrare. Deci, punem folia. Îi tăiem o fereastră aici. Așa. Băgăm o fereastră. Și nu-i lăsăm noi așa. Gata, fereastra făcută. Un bețișor așa pe mijloc. Punem sita. Vedeți, albina are acces la sita acolo. Așa. Ca să blocăm accesul aici.
Una secundă, lipsesc. Gata, m-am întors. Am adus ceva, Iată, am adus o sticlă. Această sticlă o să o punem aici. Și o să o umplem la un moment dat, adică după cum mă gândeam eu, cam pe mâine așa. Pe mâine se răcește timpul și o vom umple. Punem și păturica asta, doar așa cum o punem, doar până la sticlă, așa. Atât. O să facem altfel. Da. Dăm în partea asta. Bun. Cam atât am avut la să vă prezint. Ce să vă arăt. La momentul respectiv, așa fac cu toate coloniile. Dăm rame. Și pregătim pentru a le da ulei esențial. Bine, până data viitoare, numai bine.